găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitatul meu de astăzi este medicul Dan Lazăr. Bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! Și povestim astăzi despre cicatrici. Cum ne alegem cu cicatrici? Putem să ne alegem prin foarte multe metode cu cicatrici, dar în general o cicatrice reprezintă un țesut care se formează în urma unui traumatism. Fie că vorbim efectiv de o căzătură și se formează o cicatrice, fie că vorbim despre acnee care lasă niște cicatrici în urma lor, fie că vorbim despre operații care tot la fel se vor vindeca prin apariția unor cicatrici. Încercăm să povestim puțin despre tipurile de cicatrici. Sigur, sunt mai multe tipuri de cicatrici. Putem să vorbim despre cicatricile atrofice, adică cele care sunt ieșite, sunt puțin subdenivelate, sub nivelul pielii. Putem să vorbim despre cicatricile normale, care sunt la nivelul pielii, de cicatrici hipertrofice, care sunt ușor ieșite în afară, sau de cicatrici keloide. Ce înseamnă cicatrice keloidă? Cicatrice keloidă înseamnă o cicatrice hiperactivă, care este foarte mult ieșită în relief, de obicei roșie, foarte, uneori poate fi dureroasă, este destul de dură la palpare. În general, la o persoană pe aceeași suprafață a pielii, pot să apară mai multe tipuri de cicatrici? Sigur că da. Da. Ce anume determină tipul de cicatrice? E foarte greu de spus exact ce anume determină tipul de cicatrice. Practic, cicatricea este modelată de către organism. Contează foarte mult cum reacționează organismul nostru. De exemplu, cicatricile apărute post-acnee pot să fie cicatrici sub nivelul pielii, să fie atrofice, dar în același timp am văzut și multe cazuri de cicatrici keloide apărute de la acnee, care este un traumatism minor la urma urmei, dar cu toate acestea, organismul nostru reacționează foarte diferit și poate să producă mai multe forme de cicatrici la aceeași persoană. Cicatricile, în general, ne aduc aminte de evenimente. Că e vorba de tinerețe, adolescent, cele postacneice, alt gen de traume. Important este că majoritatea oamenilor vor să scape de cicatrici. Cum faceți dumneavoastră ca medic posibil acest lucru? Sigur, uneori o cicatrice poate să spună o poveste foarte frumoasă, depinde cum ambalezi povestea, dar dacă sunt cicatrici inestetice, putem să le ameliorăm foarte, foarte mult. Sunt diverse metode prin care poate fi făcut acest lucru. Sigur, e nevoie de o evaluare clară a cicatricii respective ca să ne dăm seama ce ar merge cel și cel mai bine. Dar există diverse metode, cum ar fi dermapenul, tratamentul cu microace, peelingul chimic, mezoterapia, lucruri care să îmbunătățească un pic aspectul cicatricii. Pe lângă acestea există și alte sfaturi utile pentru a calma foarte mult o cicatrice, și anume folosirea de factori de protecție solară pe cicatrice. E foarte important de știut că acel țesut reactiv se va hiperpigmenta, se va colora, se va face mai maroniu în urma expunerii la soare. Din acest motiv e nevoie de o cremă cu factor de protecție 50, aplicat de câte ori ne expunem la soare, și eu aș recomanda până la 2 ani de zile pe cicatrice. Pe lângă acestea mai sunt geluri siliconice care pot să fie folosite. Timpul, cu siguranță, le îmbunătățește un pic aspectul și un ușor masaj cu o cremă hidratantă, cu siguranță ar îmbunătăți foarte mult aspectul cicatricilor. Le oferim telespectatorilor noștri câteva exemple clare. De exemplu, după o operație de cezariană, cum trebuie să se comporte proaspătea mamă cu tăietura pentru a rămâne o cicatrice cât mai mică? Sigur, din câte am văzut, majoritatea medicilor folosesc geluri siliconice imediat după operații, așa că probabil deja persoana respectivă are indicație de a folosi un gel siliconic dimineața și seara. Eu aș mai adăuga și un ușor masaj, pentru că cicatricea se va simți destul de tare în momentul în care pui mâna pe ea și atunci un ușor masaj ar trebui să calmeze puțin zona.
Masajul ar trebui făcut cu mare grijă, adică nu apăsat foarte tare, pentru că atunci există riscul de dehiscență, adică cicatricea se poate desface. Firele din profunzime se pot rupe mai rapid și se poate desface puțin cicatricea. Cu siguranță crema de protecție de care deja am amintit-o și tratamente complementare care să stimuleze sinteza de colagen. Și aici, sigur, contează foarte mult forma de cicatrice, dar pentru o cicatrice normală, cred că varianta de dermapen sau de tratament cu microace ar merge foarte bine. E nedureros, se pune o cremă anestezică și pur și simplu sunt 11 sau 36 de ace foarte, foarte micuțe, care intră cu o viteză super mare în piele, formează niște mici canale, ceea ce va stimula sinteza de colagen în zona respectivă și poate să îmbunătățească foarte mult aspectul. Bun. Luăm un alt exemplu. Se întâmplă ca în casă să te mai arzi ori cu fierul de călcat sau stația de călcat mai nou sau atunci când bar sau scoți o tavă din cuptorul încins. Apar acele arsuri care în timp rămân închise la culoare. Am auzit de foarte multe metode de a calma o arsură imediat după ce ai produs-o. Sunt foarte multe mituri aici, adică am auzit de faptul că uleiul ajută, n-are nicio treabă. Ce aș recomanda imediat după o arsură, dacă se poate chiar în primele secunde, ar fi să punem zona respectivă sub apă la temperatura camerei, adică să nu fie foarte rece, pentru că va îngusta puțin vasele de sânge și atunci s-ar putea ca zona de arsură să se extindă un pic, un pic mai mult. Iar pe urmă, cu siguranță, trebuie evaluată arsura. Dacă este ceva superficial și nu e foarte mare, o cremă hidratantă, intens hidratantă pentru arsuri, probabil că ar fi suficient, aplicată din două în două ore sau chiar și mai rapid. Ar produce o hidratare foarte accentuată a zonei și implicit o vindecare mult mai rapidă sau aplicarea unui gel siliconic imediat după aia. Bun, deci putem să reducem aceste cicatrici. Da, da, cu siguranță, cu siguranță. Când putem vorbi despre tratarea chirurgicală a cicatricii? Sunt mai multe forme de cicatrici care pot să fie tratate chirurgical. De exemplu, dehiscența plăcilor, adică exact ce ziceam înainte, când o cicatrice, dintr-o cicatrice finuță lineară, se transformă în cicatrice mai lată. Atunci putem lua în considerare excizia cicatricii și încercarea unei noi suturi mai frumoase, poate mai rezistente, care să țină un pic mai mult și eventual aplicarea unor plasturi la nivelul pielii, numiți steristripuri, care să țină un pic din tensiunea pielii. Asta cred că ar fi un caz bun de excizie. Sigur, mai există cicatrici post-acneice, de exemplu, care sunt foarte adâncite, unde indiferent ce tratament vom face, că vom face peeling-uri chimice, că vom face dermapen, tot nu va crește suficient pielea. Și aici putem să vorbim de subcizie, adică tăierea pielii pe sub cicatrice, astfel încât să o lăsăm să se ridice puțin și completat pe urmă cu tratamente care să stimuleze sinteza de colagen. Sau putem să vorbim pur și simplu de excizia zonei respective, dacă este mai mare și să rămână, în loc de o cicatrice adâncă și rotundă, se rămână o cicatrice finuță, liniară, care să fie la nivelul pielii. Dar cel mai important probabil este ca pacientul să ajungă la medic și să aibă o discuție. Cu siguranță. O evaluare nu strică niciodată. La urma urmei nu avem nimic de pierdut din faptul că stăm la o discuție despre o cicatrice. Noi suntem aici ca să dăm sfaturi pentru diverse lucruri. Drept urmare, dacă este vreo cicatrice care deranjează, cu siguranță putem să venim cu câteva idei legate de tratament, apoi împreună cu pacientul alegem varianta cea mai bună, în funcție și de recuperarea care va fi nevoie pentru cicatrice și, sigur, de zona ei, de aspectul cicatricii. La cât timp după închiderea unei plăci, de exemplu, poate să vină la dermatolog pacientul? Cu cât mai rapid, cu atât mai bine, pentru că sunt anumite tratamente care pot să fie făcute imediat după și cu siguranță dacă începi un tratament mai rapid o să aibă rezultate mai bune. Vă mulțumim tare, tare mult. Mulțumesc și eu foarte mult. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.